Bun găsit! Scumpirile carburanților se țin în lanț. Benzina cu cifra octanică A95 a ajuns la un preț record de 22 de lei pentru un litru, adică cu 7 bani mai mult decât vineri, și motorina se scumpește cu 13 bani. Astfel, un litru ajunge la 18 lei și 84 de bani. Prețurile sunt valabile pentru zilele de weekend și luni. De la începutul anului, Agenția Națională de Reglementare în Energetică a stabilit zilnic prețuri mai mari pentru produsele petroliere standard. Bună oară! În ultima zi a anului trecut, un litru de benzină A95 costa 20 de lei și 70 de bani. În doar 2 săptămâni, acest tip de carburant s-a scumpit cu 1 leu și 30 de bani, iar unul de motorină cu 1 leu și 42 de bani. În 31 decembrie, un litru de motorină costa 17 lei și 42 de bani pentru un litru, față de 18 lei și 84 de bani, cât a afișat ANRE în 14 ianuarie. Creșterile de la începutul anului au fost explicate prin majorarea cotelor accizelor din codul fiscal, care a intrat în vigoare în 1 ianuarie.